O iene congruent cu O F. O M latură comună. O M latură comună. O M latură comună. Și mai știm că unghiul O F M. Da. Măsura unghiului O F M egală cu măsura. Egală cu măsura unghiului OM. OM. Egal de 90 grade. Egal cu 90 grade. Și conform cazului. Da. Latură, unghi, latură. Nu. Catetă, ipotenuză. Așa, conform cazului catetei, CI. Da? Da. Catetă, ipotenuză. Rezultă că triunghiurile luate în discuție OM. O E M. O F M. Congruent cu triunghiul O F M. Acesta mai au în comun că unghiul E O M este cât F O M. E O M. Asta trebuia ție era în da. E O M. Cât F O M. Congruent cu F O M. Cu F O M. Și subliniem. Asta ne interesa, dar noi le punem și celelalte elemente. Păi, ce am dat două laturi, ne mai trebuie o latură. Adică M-E. M-E cât F-M. Da, M-E. Egală cu M-F. M-F. M-E cât M-F. Și că unghiul O-M-F cu M-O. O-M-F. O-M-F cu? Cu O-M-E. Cu O-M-E. O-M-F cu O-M-E. Acum putem să mergem în triunghiile B-M-O. Deci e triunghiul acum. Da. E triunghiul. B-M-O. B-M-O. Și triunghiurile A-M-O. Și triunghiul A-M-O. Ele au. Ele au. Pe O-A cât O-B. O-A cât O-B, da. O-A. Congruent cu O-B. O... ce mai avem? Deci O-A cât O-B. Că O-M latură comună. Așa. Din ipoteza aia. Da. O-M latură comună. Și că unghiul A-O-M. Unghiul A-O-M. A-O-M. Cu B-O-M. Congruent cu unghiul B-O-M. Deci A-O-M congruent cu B-O-M. Da. Și acum ești în cazul de congruență latură, unghi, latură. Latură, unghi, latură. Și înseamnă că triunghiul BMO. Triunghiul BMO este congruent cu triunghiul AMO. Congruent cu triunghiul AMO. Și fiind congruente, rezultă că și celelalte elemente care trec care au fost... O-M e cât A-M. O-M... O-B. O-B. Nu, M-B. M-B. Așa. M-B e cât M-A. M-B. Și asta ne interesa pe noi. Congruent cu M. A. Și asta ne interesa pe noi și subliniem că asta a fost marea noastră problemă la punctul A. Da. Deci au rezolvat. Bun. Și noi adăugăm, da. Să știe dacă nu cumva avem nevoie. Și cealaltă unghiuri. Da. Care ar fi unghiuri? B-M-O cu A-M-O. B-M-O cu A-M-O. B-M-O congruent cu A-M-O. Și că M-B-O cu M-A-O. M-B-O. M-B-O, da. Congruent cu M-A-O. B-O. Congruent cu unghiul M-A-O. Deci M, B, O. Unghiul ăsta e congruent cu acela, da? Și acum, la punctul B. La punctul B, da. Trebuie să demonstrăm că MT este perpendiculară pe AB. Ah. Și o să luăm spre comparare triunghiurile AMT și BMT. Și BMT. Noi știm. Deci fie triunghiurile. Pornim la treabă, da? Da. Așa. Fie triunghiurile. AMB, da. AMT, mă scuzați. Deci fie AMT și BMT și triunghiul BMT, care sunt luate spre comparare. Aceștia au în comun că AM congruent cu BM, AM congruent cu BM. MT latură comună. MT latură comună. Și mai trebuie ori un unt, ori o latură. Păi. Dar nu era în mijloc. E dată în ipoteză. Ba da. Adică AT comună cu TB. N-a fost. AT congruent cu BT. Cu BT. Și atunci, conform... Latură. Da. Triunghiul AMT. Triunghiul AMT. Este congruent cu triunghiul BMT. Cu BMT. Și ele mai au că MT este mediană, mediatoare, bisectoare și mulțime. Deocamdată doar atât ai, că puteai să te duci odată, triunghiul fiind isoscel. Da. Și MT este mediană, când ești văzut cu mijlocul, mediană și mediatoare și terminat problema. Da. Deci, neapărat să muncim aici, atât de mult, dar dacă ai luat-o așa, acum unghiul ăsta e cât ăsta, și fiindcă sunt împreună fac 180 de grade... Adică ATB egal cu 180 de grade, AMT plus MTB egal cu 180, AMT egal cu 90, deci arăți că MT este mediatar. Așa, dar cel mai rapid, cum era în loc de chestia asta? Păi, spunem că triunghiul MA congruent cu MB rezultă că triunghiul AMT, da, triunghiul AMT și isoscel AMB este isoscel. Da. MT mediatoare. Și atunci MT mediatoare. Nu, dar adăugăm că tu știi că BT e cât A. Da? BT egal cât A. Sau congruent cu T. Adică ce este BT, dacă BT e cât A? Ce este MT? E median. Median. Deci, MT mediană. Și într-un triunghi isoscel, mediana este și mediatoare. Atunci MT, zice MT mediatoare. Yes. Da? Și terminați problema. A fost important ce am făcut mai înainte discuția aceea? Da. Deci ne-am pregătit terenul și când m-am putut să ne ducem în problemă. Da. Nu am pierdut timpul pentru că ai fost pe fază, am făcut pregătirea necesară. Așa se face geometrie. Geometria este o parte a matematicii, destul de frumoasă, interesantă, dar dacă nu este înțeleasă de la început cum trebuie, nu ai nicio șansă. Decât nu descoperi plăcerea aceea. Am încercat părea, dar asta nu trebuie. Când cauți... Da? Și trebuie să trimite la alte triunghiuri, acela la alte triunghiuri. Bă, și că de acolo pornești. Ai văzut cât de frumos a fost. Interesant, nu? Da. Mai ai ceva? Da? 6:30. La revedere, dragilor! Să nu uitați să dați like și share, să vă abonați la profilul meu. La revedere!